Salut! Azi discutăm despre anamorfic. Ce înseamnă anamorfic și de ce toată lumea absolut obsedată de aceste obiective anamorfice? Conceptul de anamorfic a apărut mai demult când au avut nevoie să umple pelicula mai pătrățoasă, folosind obiective care restrâng imaginea și după aia folosind obiective similare ca să proiecteze imaginea înapoi la mărimea care trebuie. Reușind astfel să cuprindă un câmp vizual mult mai lat, pe pelicula asta care era pătrățoasă. Între timp, tehnologia a evoluat și majoritatea oamenilor filmează cu obiective sferice, dar a rămas această nostalgie pentru sentimentul vizual pe care îl oferă obiectivele anamorfice. Ideal, ca să folosim obiective anamorfice corect, ar trebui să avem un senzor de 4x3, pătrățos, cum au anumite modele de Arri Alexa. Mai sunt și alte camere care au senzor mare, care preiau doar o bucată pătrățoasă din el, în funcție de factorul de crop al obiectivelor pe care le folosim. În general, lentilele anamorfice sunt foarte, foarte scumpe, pe de o parte pentru că multe sunt vechi, sunt kituri care au fost menținute în condiție impecabilă și asta le adaugă valoare, iar cele noi sunt scumpe pentru că e foarte greu să faci niște lentile anamorfice corecte. Care sunt avantajele? În primul rând avem bokeh oval. Frumos, imaginea este distorsionată pe margini și conferă un efect foarte interesant vizual. Avem aceste flare-uri. Am pus tot episodul flare-uri ca să ajungă la toată lumea. Și un alt avantaj ar fi, de obicei, că obținem, în funcție de factorul de compresie, un câmp vizual mai larg. De exemplu, acest Sirui 35 cu care filmez, pe un senzor APS-C, ar obține cu 33% mai mult din câmpul vizual decât un 35 sferic. Ideal vorbind, pentru că eu acum filmez pe MFT, care e crop 2X, deci practic suntem undeva între 50 și 70 de mm ca echivalent în full frame. Există mai multe păreri în școala anamorficului, unii preferă obiectivele cât mai distruse și să aibă cât mai multe aberații, ca să obțină nu știu ce fel de look murdar, alții preferă să aibă aceste flare-uri cinematice, dar eu personal nu sunt mare fan anamorfic și dacă sunt, plac obiective mult prea scumpe ca să le pot deține, de cele mai multe ori le închiriem. Obiectivele Sirui despre care vom discuta astăzi sunt un fel de introducere foarte bună în lumea anamorficului, nu costă foarte mult, sunt destul de sharp, nu au aberații puternice și puteți să vă dați seama dacă e pentru voi sau nu lumea anamorficului. Sunt făcute în aluminiu, au F1.8, momentan avem disponibile 35 și 50 cu F1.8, s-a anunțat 24 mm, foarte interesant pentru că există multe companii care au făcut obiective anamorfice de buget, dar în general obiectivele sunt de la 35 de mm în sus și interesant că o să avem un obiectiv wide anamorfic, dar vom discuta despre asta la momentul potrivit. Putem să le cumpărăm pentru Sony, Micro Four Thirds FT și pentru Fuji. Și separat puteți să cumpărați monturi de la Sirui, la vreo 100 de lei, pentru Nikon și pentru EFM, adică pentru camerele mirrorless foarte mici de la Canon. Un pachet pe lângă obiectiv mai primim un pouch de protecție și transport și două inele cu zimți infinit, ceea ce e interesant, ca să putem folosi cu follow focus sau cu motoare. Inelul de iris este declicked, adică nu vedem treptele pe măsură ce-l ajustăm și putem să-l ducem până în F16. Irisul are 10 lamele, ceea ce înseamnă că vom avea un bokeh destul de oval și curat. Distanța minimă de focus e 0,85 metri, deci nu putem să luăm detalii, nici măcar cu 50-ul și o să fie puțin ciudat dacă nu sunteți obișnuiți cu asta. Tot timpul o să aveți impresia că sunteți prea aproape, dar asta se poate rezolva cu un dioptru, care în schimb limitează cât de departe putem să focusăm și în funcție de cât de puternic e dioptrul, putem și să venim foarte aproape să luăm detalii. Acest 50 a apărut în urma unei campanii de Indiegogo foarte de succes, și acum încearcă să completeze restul gamei cu un 35, 24 și probabil că un 85. Trebuie luat în considerare totuși că aceste obiective sunt destul de diferite, chiar dacă sunt ambele anamorfic și ambele de la aceeași firmă. 35, de exemplu, are flare-uri foarte puternice și 50 nu prea are. Temperatura de culoare și tintul iarăși diferă puțin, dar puteți să le folosiți în același proiect, doar că trebuie să munciți puțin la corecția de culoare. În acest aspect, alt lucru de știut ar fi că dacă l-aveți pe gimbal sau pe vreun fel de stabilizator, nu au aceeași greutate și nu au exact aceeași mărime de filet. Deci va trebui să modificați puțin rigul în momentul în care schimbați obiectivul. Nu-i mare deranj, nu e o problemă, dar e bine de știut. Iar pentru gimbaluri trebuie evident rebalansat de fiecare dată când schimbați obiectivul. O altă chestie de știut ar fi respirabilitatea. Dacă vă uitați în margini, avem un pic de
respirație. Nu mi se pare mare tragedie, majoritatea obiectivelor respiră și cele sferice. Trebuie doar să vă acomodați puțin după ce vă cumpărați o lentilă anamorfică. Le folosesc de vreo 2 săptămâni, pot să spun că sunt foarte curate, sunt interesante, într-adevăr, dacă avem o situație relativ nespecială, un cadru filmat cu obiectivele astea îi adaugă ceva în plus, fără să facem un efort prea mare. Sunt foarte sharp, mai ales în centru, dar și pe margini, spre deosebire de alte anamorfice. Și după cum spuneam, sunt o introducere foarte bună în lumea anamorficului și puteți să trageți concluzii de acolo, să deveniți obsedați de chestii vechi rusești, să stați pe eBay, să vindeți 6 apartamente, să vă luați niște cook, cum credeți voi. Dar momentan avem aceste obiective care sunt destul de ieftine, poate să-și permită cam oricine, care dorește să facă lucrurile puțin diferit și să încerce un stil nou. Dar nu uitați de aceste mici limitări, aveți numai un 35 și un 50 momentan și sunt focale destul de lungi, mai ales pe APS-C sau mai rău pe MFT, dar și câștigăm acei 33% din focală înapoi. Cred că în momentul în care scot acel 24 va fi în sfârșit o trusă ok, cu care să vă faceți treaba, să aveți și wide și tele. Probabil că va fi destul de greu să folosiți și obiective sferice în același proiect în care folosiți aceste anamorfice. Au squeeze factorul de 1.33x, ceea ce le face perfecte pe senzor de 16x9. Pe mine personal mă cam deranjează flare-ul, în general la anamorfic, nu doar la obiectivele astea, dar asta se întâmplă doar când aveți surse puternice care bat direct în obiectiv. Iar look-ul în general îmi place, după cum spuneam, face o situație relativ nespecială să arate un pic mai bine și dacă învățăm și să încadrăm și să spunem o poveste, am ajuns unde trebuie. Puteți să le închiriați la Westbuy dacă doriți și vă recomand să faceți asta, pentru că deși sunt foarte accesibile, nu sunt pentru toată lumea și nu sunt pe gustul tuturor. Ca o notă personală, dacă începeți să trageți anamorfic, vă rog să aveți grijă la de-squeeze în post, pentru că am văzut de foarte multe ori oameni lungi sau foarte lați. E destul de simplu, domnilor. 33%, dacă e 1.33x, 33%, dacă e 1.5x. Mai există și alte tipuri de lentile anamorfice cu alt factor de întindere, 1.5, 1.8, puține, și de obicei sunt 2x. Deci, practic, avem de 2 ori imaginea strânsă și lățită. Abia acolo o să vedem aberații mari, o să vedem bocheul extrem de oval, foarte vertical și tot lucrul care vine la pachet cu felul ăsta de obiective. Acestea fiind zise, spor la de-squeeze și ne vedem data viitoare!